Procesul se află în ultima fază la Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce la Curtea de Apel Craiova edilul Comunei Busuchin a pierdut. Dacă sentința va fi menținută, Ciocea își va pierde funcția de primar și nu va putea ocupa nici scaunul de deputat. Cu toate acestea, primarul Comunei Busuchin este optimist și speră că va avea câștig de cauză, mai ales că instanța a dat hotărâri în favoarea primarilor care s-au aflat în situații asemănătoare, inclusiv actualului președinte al țării. Am trecut, s-a dat deja o hotărâre prin care toate toți care sunt incompatibilitate și care au avut asociații de dezvoltare intercomunitare, prin care au dezvoltat servicii publice, că până la urmă, noi nu suntem aici incompatibili. Din această asociație am făcut o societate care trebuia să meargă mai departe ca să putem să funcționăm. Da, dar n-a fost o societate privată. Dar n-a fost privată, a fost care și dar ea a emanat din acest ADI, mă înțelegeți? Că este un serviciu public, aici a fost serviciu public de gunoi. Am avut o asociație de dezvoltare intercomunitară cu Berdeș-Bustuchin. Și am avut canal și apă. Am făcut o societate pentru că după ce am închis acest ADI, el nu are ca obiect activitate decât de atragerea de fonduri și implementare. Opinia nu mai poți funcționa în continuare. Trebuie să vii cu un SRL-ul. Ca să presteze activitatea respectivă. Acel serviciu public. Faci ca un serviciu public ca prestarea de apă și canal. Și e rău prin asta. Și am greșit noi. Ion Ciocea spune că la termenul din noiembrie al procesului cu ANI va cere cel mai probabil o amânare, mai ales că există în discuție în Parlament un proiect prin care aleșii care fac parte din conducerea unor societăți de interes local și nu sunt remunerați să nu se mai afle în situație de incompatibilitate. În ce fază se află procesul? Procesul meu este pe 8-11-a. Unde? La ce instanță? La Înalta Curte de Casație. În faza finală? E faza, probabil faza finală. Eu am fost chemat acum în luna 5-a, cred că. Sau și până acum ați avut câștig de cauză? Mi-am admis de cursul la București. Eu la Craiova am pierdut. Mi-am admis de cursul la București. De fapt, unul, doi a câștigat la Craiova, restul ne-a respins. Și la București v-am spus, mi-am admis de cursul și a rămas acum să se prezinte. Dar faptul că s-a dat acea hotărâre pe care v-am spus eu anul trecut și eu cred că s-a specificat destul de clar cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară că nu suntem incompatibili. De exemplu, dacă noi avem acest SRL-ul și eram în AGA și eram renumerați, ați văzut, dacă luam și un leu, atunci eram în stare de incompatibilitate și puteam să fim pedepsiți. Veți cere cumva o amânare? Având e probabil că atunci, dacă sunt și alegerile după 3 zile sau când pe 8-11 sunt alegerile, după lună, în decembrie sunt alegerile, cu lună, probabil că o să cer o amânare, vedem. Și Ion Călinoiu, candidatul PSD de pe primul loc la Senat, a fost declarat incompatibil și a pierdut toate procesele pe care le-a avut până acum cu ANI.